Al ajuta să înțeleagă ceea ce tu știi. De exemplu, eu m-am înfuriat. Așa. El simte asta, dar eu îi spun, nu e adevărat, nu m-am înfuriat, ci nu am o relație corectă cu el. Bineînțeles, ținând cont de capacitatea lui de exemplu, el vreau să te culci. De ce? Pentru că eu răspund de tine și nu pentru că trebuie să crești, nu pentru că Dumnezeu mi te-a încredințat mie și eu răspund de tine. Eu știu ce e bine și ce e rău acum pentru tine și te ajut să crești. Acesta este un act corect față de el. Și cel mai corect lucru este să-l informezi că el nu ți aparține doar ție, ci și lui Dumnezeu. Bineînțeles, dacă tu crezi, nu vorbesc de credincioși. Și am să vă spun o întâmplare cu o fetiță ca să lămuresc cuvântul pe care îl spun. Eram la o conferință și am primit o întrebare scrisă cu litere așa de tipar, cu multe, multe greșeli, în care cel care mi-a întrebat zice, ce să fac? Eu fac păcate. Acasă mă machez, îmi dau cu ruj și cu parfum și mă machez și la grădiniță mai împing copiii și mai răspund urât. Mi-am dat seama cine este, că și-a se ascundea după mama ei acolo prin sală și atunci am zis, după scris, cred că ești sub 7 ani. Da? Și atunci, uite ce se întâmplă, nu pățești nimic. Pentru că până la 7 ani nu ți se socotesc păcatele și toate păcatele acestea trec în seama mamei. Dumnezeu îi le impută mamei și tatălui. Mama este, răspunde pentru păcatele pe care le faci tu până la 7 ani. Și așa că poți să-ți vezi liniștit în continuare de treabă. Și mi-a povestit tatăl ei că a doua zi, sau nu știu cât, a zis, ce faci, Maria, nu te mai chești. Nu, tati, să nu intri, mami, în iad pentru mine. Deci, iată, acest act corect de a informa de ce își cer lucrul ăsta. De ce fac asta? Uite, își cer asta. Eu n-am făcut. Da? Dar o să-ți cer ție pentru că eu am suferit că n-am făcut asta. Deci, nu. Te spun, nu-i frumos să minți. Și am avut de mințind. Nu? Nu-i frumos să furi. Și m-am văzut cum am tras deoparte ceva din buzunarul tatei, să zicem, că nu mai grav decât atât. Da? Toate lucrurile acestea, el le vede și va face ce face. Și nu ce-i spunem noi. Discursul în multe familii se reduce doar la cel strigat și certat. În rest nu vorbesc. Când le e bine, oamenii nu mai vorbesc. Ascultă muzică, se uită la televizor, când e pace, chipurile în casă. Ci își spun ce au de spus numai când se ceartă și când se bat. Nu ne interesează persoana celuilalt. Începe să vorbească soțul și ea spune, iar începe să-mi puie capul cu ale lui, nu o să mă lase să-mi văd filmul. Începe ea să vorbească și ea mai prostire tale și eu n-am văzut al patrulea buletin de știri. Sau, deci, un părinte îmi spunea la un moment dat că el este exasperat că fetița îi povestește numai de Bogdanel și de așa, în loc să-i povestească de cunoștințele naturii pe care am început să le facă și nu știe dacă o pasionează. Și am spus, sigur mă pasionează cunoștințele naturii, dar Bogdanel o pasionează. Și atunci trebuie ascultată la ce interesează. Și când o asculți, atunci când o asculți pe copil, atunci și copilul te ascultă pe tine. E vorba de ascultare, să ascult ce spune, măcar. Nu, să înțeleg. Și aici părinții greșesc sau oamenii greșesc, că consideră că dacă te înțeleg, trebuie să fiu de acord. Nu. Deci e nevoie să înțelegem. Venim din lumi diferite. E deplasat ca o mamă să-i spună fiicei, știi, pe vremea mea nu se purta așa. Că eu, adevărat, din alți ani, nu sunt din vremea ta, eu sunt din vremea mea. Iată care este. Nu ăsta e argumentul pe care pot să-l aduc eu copilului meu dacă îmi doresc să nu poarte o fustă străvezie, să-i se vadă intimitatea pe stradă. Ci am să-i spun de ce, ce anume nu-mi place, ce anume mă doare. Uite, eu știu că bărbații atunci când văd asta, se trezește în ei poftă, fac păcat în gând și tu vei fi vinovată de acest păcat. Vrei asta? Vrei ca ăla să te sfrâneze cu tine în gândul lui? Și atunci fetița poate că nu vrea, nu? Și nu vrea. Sau dacă vrea, atunci o să spun, eu nu pot să fac asta. Pentru că eu trebuie să am grijă de tine și tu dacă vrei să faci ce vrei tu cu viața ta când ajungi la majorat, atunci eu, iată, un mod de a comunica, de a asculta sau înțeleg că vrei să te duci cu fusta aceasta transparentă, dar nu sunt de acord. Este cumplit de greu să faci, să-i spui că e prost sau că nu ești bun de nimic și, pentru că tu nu mai ai răbdare să... Da. Și de obicei lucrul ăsta îl fac părinții care au fost la fel și au un complex pe undeva și vor ca părinții, ca copii. Altfel, dacă el știe cât de greu este să înveți sau să scrii, asta e lucrarea pe care o fac eu cu copiii care vin la noi la centru și au avut probleme cu familie. Ei învață să rupă acest blestem de familie.
în care violența se perpetua, beția se continua. Și el zice, dar eu ce să fac? Zic, tu poți să zici stop. Sigur, sunt copii care au părinți fericiți, și care, dar care se plictisesc sau se simt răniți în mediile de copii, de vârsta lor. Pur și simplu nu le face bine și atunci aici găsesc un mediu în care se joacă, vorbesc, se simt bine cu oameni care nu înjură, nu sunt vulgari. Nu. Și la violența aceasta, imposibil ca părinții să nu se... Nu se poate, nu există familie fără conflicte. Și uneori chiar cu conflicte mai agresive. Suntem firi căzute, nu am ajuns la sfințenie, trebuie îmblânzită și umanizată și înduhovnicită ca să putem să ne salvăm, să nu murim din cauza ei. Și se presupune că părinții și-au ieșit din fire, au făcut un cuvânt. Ei au obligația să ceară iertare copilului sau să-i spună, uite, asta nu e problema ta, nu din cauza ta ne certăm. Eu m-am spuriat, n-am putut să mă stăpânesc. Și atunci copilul, când nu o să se poată stăpâni, o să zică, toți suntem oameni, nimeni nu e puternic și tatia a putut, dar nu-l consideră rău, ci pentru că toți oamenii au momente de slăbiciune. Și, dar asta nu înseamnă că nu mai e tati grozav, dacă nu e. Altfel, dacă tati spune că el e grozav, deși îl aude înjurând și trântind și bușind, atunci copilul va crede că ești grozav atunci când înjuri, când bați și când trântești. Și este uimitor că astăzi e foarte răspândit. Este unul dintre abuzurile cele mai grave. Deci copilul este împiedicat să ajungă la Dumnezeu. Nu e dus la biserică. Deci copilul acesta este abuzat, e lăsat fără Dumnezeu, când Dumnezeu spune, lăsați copiii să vină la mine. Un copil care îl primește pe Hristos cel înviat, prin Sfânta Împărtășanie, în fiecare duminică, în fiecare liturghie, va lupta împotriva răutății lui și a lumii cu Dumnezeu. Cu Hristos în el și nu singur, și cu diavolul care se bagă pe toate canalele. Aceasta este măsura de urgență care trebuie luată de orice părinte. Crezi, nu crezi, dacă l-ai botezat, înseamnă că tu crezi. Du-l, faceți cu schimbul, faceți de serviciu, faceți, du-l la Sfânta Împărtășanie, du-l la biserică. Iar nu mai vorbesc de copiii care sunt răsfățați duhovnicește sau spiritual, care se duc de mămicile lor din prima clipă, din perioada zămisnirii de la biserică. El crește în cântările din biserică, el crește în har, sub ploaia aia de har care este în biserică. Și când va ieși din burtică, va tânși către Sfântul Altar, că așa a fost învățat de când era în burta mamei. Sunt copii care îmi povestesc că tata sau mama spun să-și înceapă viața sexuală, dar ea nu vrea pentru că este credincioasă și a zice, ai să vezi tu că ți se ridică la cap, că ai să te îmbolnăvești. Sunt părinți care spun mai degrabă, ai aduce bărbat aici și să fii și tu ca toată lumea, decât să te duci la biserică sau să porți fustă lungă. Să vezi părinți îngroziți și care se torturează copiii și bat pentru că poartă fustă lungă. Și cred că ar fi fericit dacă ar vedea cu fusă transparentă sau ce știu. Deci, acestea sunt abuzuri foarte grave. Dar înțelegem că și aceștia au fost abuzați dacă au ajuns așa. Se descurcă. Sunt ca niște sfinți. Vă vedea în cer ca sfinți. Niciun copil care a început să meargă la biserică și care a ajuns să se spovedească și să se împărtășească nu renunță la Dumnezeu din cauza violenței părinților. Din potrivă, și ce e uimitor la ei și iubesc atât de mult, singura lor dorință e să vină și mami și tate să-L cunoască pe Dumnezeu. Învățăm să avem răbdare, deci să aibă și copiii răbdare cu părinții, așa cum și se întâmplă lucruri atât de frumoase. Copii care au crescut în bătăi, în abuzuri emoționale, spirituale, de toate felurile, ajung acum, când vorbim noi în consilierile noastre, ajung să spună, acum eu ajut pe părinții mei să facă ce n-au știut și n-au putut să facă. Fac eu în locul lor. Deci ei nu m-au dat posibilitatea să ascult muzică, iată, eu ascult muzică și zic, Doamne, nu le socotilor, zic că eu am ascultat. Iată, eu mă duc la biserică, mă spovedesc și, Doamne, să le pui lor. Așa, ca și, pentru că dacă ei nu mă creșteau, nu mă făceau, mă avortau, sau nu mă creșteau și mă lăsau pe stradă, probabil că n-am și putut să fac asta. Da. Părinții nu pot înțelege pentru că le este frică.
Le se frică că dacă ar înțelege ce se întâmplă copilor, ar trebui să recunoască că e depășit, că e neputincios. Apoi le este lene, sunt obosiți, au așa, pentru că nu se îndură să renunțe la plăcerile lor. Majoritatea părinților care nu-și înțeleg copiii, de fapt, sunt prinși de plăceri străine plăcerilor copilului. Filme, seriale, păcate, beție, altfel, toți părinții ceilalți înțeleg. Sau mai sunt poate părinți imaturi, ajuns la maturitate afectiv. Da. Și da. Astea ar fi motivele pentru care, motivele văzute, dar motivul real este pentru că nu îl avem pe Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem înțelege nimic, nu putem iubi în adevăratul sens al cuvântului și suferim și producem suferință. Ori părinții care sunt astăzi părinți sunt victimele bunicilor, părinților lor, bunicii copiilor mici de astăzi, care au fost primii care s-au lepădat de Dumnezeu când a venit ateismul. Da? Acești părinți acum crescuți fără Dumnezeu, de părinții lor, au scăpat din sărăcie și și-au dat de filme, de bani, și atunci s-au repezit să facă bani chiar și cu gând bun, ca copiii să aibă bani, să aibă tot ce le trebuie. Și atunci copilul nu este decât un personaj care trebuie să consume. Deci părinții nu înțeleg pe copii pentru că ei cred că copiii sunt doar consumatori. Și părinții nu înțeleg pe copii pentru că nu știu să se joace, pentru că nu știu cât de grea e copilăria și tinerețea și adolescența, nu știu să asculte nici de Dumnezeu, nici de aproapele, nici de vocea conștiinței lor. Din cauza păcatului, măicuță, nu înțeleg părinții pe copii. Și copiii nu-i ascultă pe părinți numai și numai pentru că nu au fost înțeleși în nevoile lor reale. Nevoia de Dumnezeu, nevoia de absolut, nevoia de dragoste, nevoia de respect, nevoia de autoritate, nevoia de joacă, nevoia de creativitate. Aceste nevoi nu au fost împlinite de părinți și pentru că nu i-au înțeles și atunci copiii n-au cum să... Și se aruncă în împrejurări în care încearcă să-și satisfacă aceste nevoi la oferta peței, a străzii, a parcului, a canalului, de părinți. Iar celor care, deși sunt credincioși și au mers la biserică și au probleme cu copiii, pentru că au fost poate victimele împrejurărilor, a anturajului, așa, cu răbdare și cu dragoste, și vor vedea că acești copii nu se pierd, nu pierd, dacă nu sunt cicăliți. Dar dacă sunt cicăliți și credința e transformată într-un obiect de tortură, pentru că există și abuzul spiritual, că să-l obligi pe copil să facă mătănii, să se închine, să se roage cât vrei tu, și acesta este un abuz spiritual. Că l-alungi de la Dumnezeu printr-o sarcină mai grea decât poate să ducă sufletul.